Și că am fost în Târgoviște și m-am luat cu una cu alta, m-am întâlnit cu Carmen și am povestit și am stat și ne-am plimbat și n-am mai. Deci prima parte a acestui daily vlog, casele alea pe care l-ați văzut, au fost din Târgoviște. Am avut ceva treabă, este o zi mirifică de vineri, magică, excepțională. Am fost în Târgoviște cu niște treabă și m-am întâlnit și cu Carmen. Carmen este o urmăritoare de-a mea, care este și membra book club-ului nostru, cu care am mai povestit și cu care m-am mai văzut de altfel, care este foarte dulce și foarte drăguță. Și am băut o cafea dimineață, că am ajuns eu mai devreme decât programarea pe care o aveam. Pare am mai mers cu ea și ne-am mai plimbat. Și uite, așa s-a făcut 3 când am ajuns acasă și am făcut ceva rapid de mâncare și acum este 4 și ceva, ceea ce, da, nici nu știu când a dispărut ziua de astăzi de lângă mine, dar da. Casele alea pe care le-ați văzut, cum spuneam, sunt din Târgoviște și să știți că sunt multe case din astea vechi, chiar foarte vechi, în Târgoviște, pe care le mai zărește așa printre maghiernițe, câte o maghierniță. Alea de acolo de unde pe care le-am filmat eu sunt pe un bulevard, un bulevard mai mare în Târgoviște, cam ai bulevardul de Fițe, să zicem, din Târgoviște. Și sunt mai multe clădiri vechi, dar sunt și acolo destule abandonate și vai de capul lor. Dar da, încă mai există în Târgoviște foarte multe clădiri vechi ce n-au reușit să distrugă alții. Planuri pe ziua de astăzi, nici nu știu ce să mai fac, că imediat se întunecă și chiar nu mai știu, poate să mai fac ceva, nu știu, să mai... Nu știu, poate mă uitând la un film în seara asta, poate o iau pe Happy și mergem la plimbare, chiar nu știu. Da, apropo de plimbări, într-una din zilele trecute, ce credeți că am făcut? M-am dus la plimbare cu Happy, nu l-am mai luat pe Zdreanța, că v-am zis că încerc să nu-l mai iau cu mine. Și cine credeți că era la poarta grădinii? Udi! Și Udia mea ți-a zis ea să vină și ea cu noi. Da, și era s-o pierd pe biata Udi, care a vrut să vină cu noi, a venit până undeva spre jumătatea drumului și după aia de acolo i s-a făcut frică și s-a întors. Și ce credeți că a făcut Happy? A simțit-o pe Udi că e frică și s-a întors cu ea acasă. Și pe mine m-a părăsit. Da. Și că pui bază în ea. Mă simt trădată de mâțele astea. Da, am fost printr-un DM și hai să vă arăt, că tot am fost în DM, să vă arăt ce mi-am luat și am fost și la Pepco. By the way, stați așa. Stați să vă proptez pe ceva. Cred că pe tripod, adică pe tripied, că tot e aici. Hai să vă... Mă vedeți? Mă vedeți. Hai să vă arăt ce am luat eu din DM. N-am luat mare lucru, am fost doar așa să văd dacă găsesc măști și am găsit. Și mi-am luat măștile astea pe care, dacă mă urmăriți de ceva timp, știți că le iubesc foarte, foarte tare. Sunt astea de la Skinlight cu melc. Și una este anti-aging și una este iluminatoare. Care este iluminatoare? Asta roz cu roz este iluminatoare, cealaltă cu albastru este anti-aging. Și au aici sus un ser pe care îl aplici înainte de a aplica masca, după care îți aplici masca. Și îmi plac foarte tare măștile astea și de fiecare dată când le aplic a doua zi, chiar două, trei zile, tenul meu este super hidratat, așa, și se simte super bine și mereu mi-au plăcut măștile astea și de-aia mi-am luat. Mi-am făcut un mini stoc așa, mi-am luat vitamina C de la Revox pentru că nu mai aveam deloc și am nevoie și știți că și asta îmi place foarte tare, este vitamina C 20% și v-am spus eu că este cea mai stabilă formulă pe care am găsit-o până acum cu concentrația cea mai mare de vitamina C și având în vedere că nu mai este atât de intens soarele și că nici nu mai stau atât de mult la soare pentru că te poți irita de multe ori, adică eu una dacă îmi folosesc vitamina C și mai folosesc și alte ingrediente,
am tendința să mă irit și atunci am lăsat-o mai moale, dar acum este numai bună și am găsit și SPF-ul de la Revox, pe care nu l-am mai încercat niciodată și am auzit numai păreri bune despre el și zic, hai să vedem cum o fi. Și acest SPF este cu acid hialuronic, UVA, UVB și acid hialuronic. Și rămâne de văzut. Dacă îmi place, nu știu cum este, că v-am zis, nu l-am încercat până acum, dar chiar dacă este toamnă sau iarnă, avem nevoie de SPF. Și am trecut și prin Pepco și să vă arăt ce am luat și din Pepco. N-am luat mare lucru pentru că m-am dus să văd dacă găsesc... Este iarăși colecție cu Harry Potter, doar că anul ăsta este cu cântec. În cazul în care nu știți, anul trecut a fost o mare isterie în online cu colecția cu Harry Potter, din care eu mi-am luat o cană, o bluză aia cu Hedwig, dar i-am găsit-o mult mai târziu la Brăila, nu știu, a rămas pe acolo cumva așa. Și ce mi-am mai luat? Un caiet, parcă. Și unii pixurile, atâta mi-am luat. Nu ne-am luat mare lucru. Pijamalele de an... și... așa, revenim. Și au decis să scoată și anul ăsta colecție cu Harry Potter, doar că foarte multe din produse nu se găsesc în toate magazinele. Spre exemplu, principalul lucru pe care îl vroiam eu din această colecție și prietenele mele în sine era cana cu Hedwig. N-am găsit-o pe nicăieri. Am fost la Pepco ăsta de aici, de la mine, nu e. Am întrebat pe altcineva, nu e. Până la urmă mi-a găsit-o Pebbles la Cluj, într-un Pepco, și trebuie să mi-o trimită de la Cluj. Deci da, am cană cu Hedwig de la Cluj. Atâta s-a putut. Și m-am dus și acum, dacă tot am intrat în Târgoviște, dacă tot am fost în Târgoviște, zic, ia, hai să mă duc să văd și acolo, să verific colecția și acolo. Și nu era, n-aveau, tot așa, n-aveau cana cu Hedwig, aveau termosul albastru, pe care nu l-am vrut neapărat. Mi-a luat, tot așa, Pebbles, mi-a luat termosul roz. M-am uitat la pijamale, nu mi-a plăcut, nu-mi place materialul ăla, e exact materialul ăla ca de păturică și nu-mi place materialul ăla pe piele, să-l pun așa, adică îmi plac păturicile, dar nu e ca cum erau înainte pijamalele alea groase, vătuite de la Pepco, știți, nu e același material, e altceva și nu-mi place. Și în rest n-am văzut nimic, am văzut o grămadă de chestii foarte cute pentru bebeluși, pentru copii, dar pentru ceva, pentru copii din ăștia mai mari, adică eu intru și în alea de copii, știți, dacă sunt pentru 1,58, intru lejer în ele, n-am găsit nimic. Și atunci ce am luat? Am luat o altă cană pe care nu o văzusem aici când am fost, care este cu simbolul Hogwarts, nu știu cât de bine vedeți, dar... ia să vede așa, mai bine este blazonul Hogwarts în circuit de un soare, așa. Și am luat cana asta pentru că se amână foarte mult cu cealaltă pe care o am, luată de anul trecut. Este la fel ca formă. Și cât a fost asta? Cred că vreo 16 lei? Da, 16 lei, ca și cana cu Hedwig, care nu știu când o să ajungă de la Cluj, dar o să ajungă ea cândva. Așa. Am luat și caietul din colecție, pentru că am luat pe ăla de anul trecut, care are blazonul casei, este cu roșu, e undeva pe acolo, și pe ăla îmi fac eu planurile pentru clipuri pe caietul ăla și într-un fel mi-a părut rău că l-am stricat, pentru că îmi plac coperțile foarte tare și chiar mă gândeam să scot filele după ce termin de scris pe ele. Să scot filele și să fac ceva cu coperțile, știți? Practic coperțile să le folosesc, nu știu, să fac un fel de scrapbook sau ceva. Dacă s-ar deschide și ăsta, fără să-mi rup chiar toate unghiile, ar fi minunat. Așa, ăsta a fost 10 lei, că nu v-am zis. Ăsta a fost 10 lei caietul. Este un caiet standard. E la fel ca ăla de anul trecut, da. Doar că diferă pozele de pe cop. Dar de ce miroase gumă de mestecat? Mi se pare că miroase gumă de mestecat. Cam așa arată coperta. Pe partea asta și așa pe partea asta. Cam așa, este cu albastru și nu știu ce o să fac cu ea, dar e binevenit. Și aici are blazonul casei. Da, seamănă mult cu cel de anul trecut. Așa, pixuri n-am găsit, n-am luat, nu-i problemă. Le-am luat și la copii o jucărie pe care am desfăcut-o deja să o testez și deocamdată nu s-au arătat foarte încântați. Deși Jimmy i-a mai avut din astea și le-a distrus. Adică atâta s-a jucat cu ele până le-a rost, până le-a terminat. Și am mai luat ceva ce am văzut eu acolo în o cană, pentru că da, nu avem destule căni în viața asta, adică nu, chiar nu e ca și cum aș mai avea unde să pun cănile,
A, mi s-a părut că s-a ciobit. Am dat la un moment dat, am dat dezvăglita cu ea, așa. O căniță din asta care este un corp de gingerman bread. Gingerman bread, ginger breadman. Ceva de parcă, așa. Pentru că dacă n-ați văzut, deja în Pepco au băgat lucrurile de Crăciun. Și asta a fost 10 lei. Și da, erau în două feluri, dar asta mi s-a părut foarte simpatic, că merge foarte bine cu ăla, am unul cu omul de zăpadă, am un om de zăpadă și merge foarte bine și că se apropie Halloween-ul, chiar în Târgoviște, nu știu dacă ați văzut înainte, dacă mi s-a rat bucata aia, am văzut o vrăjitoare care s-a lovit de pom, pentru că weekendul ăsta este Halloween-ul și, sau când, duminică, luni, când naiba e, așa, și vrăjitoarea s-a dat cu capul de pom, a intrat în pom, așa, și nici n-a trecut încă Halloween-ul și deja au început să apară chestiile de Crăciun, dar mie mi s-a părut foarte simpatic asta, foarte cute și numai bună pentru perioada asta, așa, și încă două căni, că n-aveam destule, cum spuneam, da, trebuie să mai fac curățenie în colecția mea de când să mai arunc. Mai am și din astea care sunt foarte plictisitoare, așa, sunt banale și da, nu reprezintă nimic interesant. Asta ce face? Face ceva? Nu face. E ceva? Nu. Așa. Și cam asta a fost tot. Și cu colecția lui Harry Potter și cu Diemu și cu Târcoviștea. Da, mi-a părut bine să o văd pe Carmen. Da, a fost o zi relativ ok, până la, în momentul de față, am făcut ceva bun să mâncăm și acum v-am zis, nu știu ce aș face. Aș lua pe Happy să ne mergem să ne plimbăm sau, nu știu, să mă pun să citesc, că v-am zis, îmi sensărează în curând. Da, vă țin eu la curent, așa. Mi se pare foarte haios asta că sunt pașii aia din harta aia magică. Dacă știți despre ce vorbesc, că ați văzut Harry Potter sau ați citit cărțile. Dar mă bate foarte tare gândul să-mi cumpăr cărțile cu Harry Potter. Harry Potter. Da, mă bate gândul să-mi le cumpăr. Eu l-am citit pe primele trei și am văzut filmele de vreo două sau trei ori. Chiar, ar fi fain weekendul ăsta un maraton de Harry Potter. Să vedem. Da. Cam atât pentru moment și vorbim mai încolo, că nu știu ce am de făcut, ce vreau să fac, ce mă bate gândul să fac, așa că see you later, alligator. Bert Denning's head was well, hello, my babies! Ce faceți? Astăzi este o zi magică de sâmbătă, o zi nu prea însorită. Se chinuie așa un pic soarele să iasă și nu știu care e treaba lui, că teoretic trebuia să fie cald. Și da, este totuși o zi de sâmbătă lentă. Și este iarăși o zi de sâmbătă lentă, în care până la ora asta este aproape 12, n-am făcut mare lucru, mă rog, am făcut chestii administrative de casă, nu, cine știe ce, m-am ocupat de diverse și acum mă gândeam că aș vrea niște paste. Este foarte poftă de niște paste și aș face niște paste, așa cu un sos roșu, ceva cărniță, cu... Da, să văd. Și... După, nu știu, să vedem, ori să facem din ziua asta ceva creativ, ori habar n-am, depinde și cum evoluează vremea pe afară. Este destul de mohorât și nu prea mă încântă, e așa ciudățică ziua, dar da, bate și vântul, acum observ, mă uit la pomii din curtea vecinilor și văd că se mișcă și e clar că e și vântul în acțiune, să vedem. Aseară n-am mai făcut nimic. Deci aseară, după ce am vorbit cu voi, n-am mai făcut nimic. Am zis că fac, mă gândeam că o să-mi pun o mască din aia de care v-am arătat că mi-am luat ieri. No, nicio treabă, n-am mai avut. M-am fățit pe aici, am dat la copii să mănânce, că era târziu. M-am mai plimbat de colo-colo, nici la plimbarea mea uzuală n-am mai fost. M-am mai plimbat de colo-colo și salutare, na. Nu. Poate o luăm pe Happy și mergem în seara asta, nu știu. Că a ieșit și soarele.
T-am schimbat eu bateria, a ieșit și soarele că mi s-a închis camera. Ziceam că n-am nimic în mod special, în mod deosebit planificat pentru ziua de astăzi, pentru că e așa anul ăsta și nici nu știu de ce să mă apuc. Poate mă apuc să-mi organizez clipurile pe luna asta care vine sau că începe noiembrie sau chiar și pentru decembrie ar trebui, apropo de asta, dacă vreți anumite clipuri, aveți sugestii de clipuri, vreți să discutăm ceva anume, aveți niște teme pe care ați vrea să le discutăm, spuneți-mi, că acum e momentul, ca să mi le să le introduc așa pe listele mele. Nu știu, altceva ce ar mai fi, nu știu, o zi relativ relaxantă de sâmbătă, ceea ce e bine că era nevoie și de așa ceva. Vă țin la curent, nu știu exact ce o să mai fac, dar vă țin la curent, o să vă zic. Was uneventful și mă refer la ziua de astăzi. După ce am vorbit cu voi, ce credeți că am făcut? Am băut cafea, da? După ce am vorbit cu voi, ce credeți că am făcut? Am dus și m-am culcat. Bine, am făcut pastele, am mâncat și după ce am mâncat, m-am culcat. Da. Da, mi s-a făcut somn. Și m-am culcat. Și am dormit vreo 2 ore. Și după ce am dormit vreo 2 ore, m-am mai făcut diverse pe aici prin casă. Mi-am mai jumulit de scame ăsta. Cu aparatul ăla de scame. El de felul lui e așa un pic mai bufos, dar am mai zis să mai iau, să nu fie chiar lățos de tot. Și am mai luat din alea. Am făcut curățenie în sertarul de la birou unde țin produsele de make-up. Le-am mai aranjat și pe ele, le-am mai curățat, le-am mai așa. Nu mi-am spălat pensulele, că asta mai propusesem, dar poate facem mâine treaba asta. Ziua s-a dovedit a fi foarte urât afară și de aia am preferat să stau în casă și să nu fac mare lucru pe afară, pentru că e urât, enorat, nu mi-a plăcut, bate vântul sau nu, așa că rămânem acasă. Am încercat să citesc puțin, mă omoară Kafka, mi-a dat shutdown instant, adică nu, șahmat instant. O să mai încerc și mâine, o să mai mă bat cu el să vedem zilele astea, dar nu. Deocamdată nu pot cu el. Și am o muță care se uită la mine. Și iarăși vrea mâncare. A 15-a oară pe ziua de astăzi. Deci mănâncă înfiorător de mult în perioada asta. Nu știu ce i-a apucat. Dar în ultima vreme parcă fac provizii pentru iarnă. Trebuie să se îngrașe ca urșii pentru iarnă, că urmează să hiberneze. Ia. Și se uită așa cu niște ochiuri mari la mine. Și în rest nu s-a mai întâmplat mare lucru, adică mă gândeam să mă uit la un film sau să fac o baie, dar vedem, sunt așa între. Dar înainte de a face orice altceva, am zis să închei vlogul ăsta, pentru că oricum nu s-a întâmplat mare lucru. Îmi plănuisem alte lucruri pentru vlogul ăsta, dar nu s-au întâmplat, așa că here it is, folks, da. Zile obișnuite, plicticoase, ca la mine.
Acolo este o mâță. Bonjour, mâță! Udiță! Ce faci? Uite ce frumoasă ești! Uite cât ești de frumoasă! Știi că ești frumoasă! Da, deci cam asta a fost o zi totuși relaxantă. Ok. Bine să mai fie și astfel de zile, să mai avem și așa de zile de astea mai... Nu se întâmplă mare lucru, din fericire săptămâna asta n-a mai fost ca alte, că știți, dacă ați văzut daily vlogurile celelalte, vă ziceam că am avut parte de niște săptămâni mai agitate. Asta a fost mai ok, suntem bine, toată lumea bine, Udi e tot mustăcioasă, tot cu șosete albe, Jimmy a fost și el pe aici, ne-a băgat în seamă, dar a plecat repede pentru că este un morocănos. Și cam atât, adică nu e mic deosebit, așa că am să vă las. Mulțumesc dacă ați rezistat până la final, dacă v-ați uitat. Și ne vedem în următorul clip.